Maică Dumnezeu și cerem ca binecuvântarea Lui să se reverse peste noi cei prezenți aici, după masa aceasta, peste cei ce nu sunt cu noi aici, după masa aceasta, dar întâi avem în gândurile noastre și inimile noastre, cei ce sunt bolnavi, cei ce au probleme, cei ce trec prin necazuri, Biserica Maică Dumnezeu, în rugăciunile noastre, în gândurile noastre, în inimile noastre, ca Dumnezeu să-și reverse mila și durerea Lui peste noi. Rugăciunea aceasta cu voce tare, doi dintre tinerii din biserica noastră și doi dintre frații musafiri vor lăsa rugăciunii cu voce tare către Dumnezeu, iar noi ceilalți ne vom ruga în Duhul nostru. Haideți să stăm în rugăciune. Yeah.
nicăieri nu se întâmplă lucrare mai mare ca lucrarea mântuirii atunci când ea se întâmplă în viețile noastre. Mântuirea este lucrarea primordială a lui Dumnezeu. Este lucrul de care Dumnezeu este primul și în primul rând interesat. Aduceți-vă aminte că imediat după ce omul a căzut în păcat, apropo, să știți că căderea omului în păcat nu ne-a surprins pe Dumnezeu. Dumnezeu n-a intrat în panică, nu știu ce să fac, că n-am avut în vedere situația asta, o să văd cum o să o scot la capăt. Nu. Imediat după ce omul a căzut în păcat, Dumnezeu a prezentat și planul mântuirii. Sămânța femeii va strobi ca cu șalterul. Mântuirea noastră este un proces. Un proces care a început undeva în trecut, care continuă astăzi și care va continua până în veșnicie. Asta nu înseamnă că mântuirea noastră e nesigură pe parcursul acestui proces. Asta înseamnă că Dumnezeu, când lucrează în viața noastră mântuirea, mântuirea asta este extrem de importantă, extrem de laborioasă și ea a început înainte de timp, ea continuă în timp și se va sfârși dincolo de timp. Noi am fost mântuiți, spune Scriptura, noi suntem mântuiți și noi vom fi mântuiți. Am fost mântuiți de plata păcatului. Suntem mântuiți de puterea păcatului și vom fi mântuiți de prezența păcatului. Acum, mântuirea asta care e un proces, are mai multe etape. Și nu știu dacă ați fost atenți la citirea textului, versetul 30 numeră care sunt fazele din acest serial, din acest proces de mântuire. El a fost făcut pentru noi, spune Cuvântul lui Dumnezeu, înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Sunt patru lucruri, patru etape de care trebuie să ținem cont și trebuie să le cunoaștem când vorbim despre mântuire. Cu fiecare dintre cei mântuiți se întâmplă lucrurile astea. Astea sunt etape la care Domnul ne supune pe noi în timpul procesului mântuirii. Și ele sunt următoarele. Înțelepciunea lui Dumnezeu manifestată în alegerea Lui. Apoi este justificarea sau neprihănirea. Și dacă înțelepciunea lui Dumnezeu are și a avut loc înainte de timp, justificarea a avut loc în trecut ca și timp. Cea de-a treia fază a mântuirii este sfințirea. Și are loc acum. În prezent ca și timp. Iar faza finală a mântuirii noastre va fi dincolo de timp. Și va fi glorificarea. Ați observat cât de întinsă este lucrarea mântuirii sufletelor noastre, pe care noi ne bucurăm, datorită căreia noi cunoaștem pe Dumnezeu și avem speranța Cerului, ea a început înainte de timp, înainte să fie istoria, înainte ca să se deschidă paranteza asta a istoriei, a început înainte de timp și se va termina dincolo de timp. Acum, pentru lucrurile astea, un alt timp. Decât foarte puțin. Și cu ajutorul dumneavoastră, deși știu că e cald, foarte repede aș vrea să trec prin toate aceste patru lucruri și vreau să ne uităm în primul rând la înțelepciune.